Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Întâlnire de ultimă oră la guvern. Premierul desemnat Nicolae Ciucă i-a chemat la Palatul Victoria pe Raed Arafat și pe Nelu Tătaru pentru a discuta despre soluții în privința combaterii pandemiei în perioada următoare. Însă, altceva ne atrage atenția, prezența lui Alexandru Rafila la această întâlnire. Mai multe ne spune colega mea Gabriela Mihai. Gabriela, bună ziua! Bun găsit. Vorbim despre o întâlnire la care a participat inclusiv ministrul sănătății, Cheche Otilo, iar asta pentru că am văzut solicitarea a fost făcută de ministrul apărării și totodată și premierul desemnat Nicolae Ciucă pentru a discuta despre ce soluții ar fi pentru a rezolva problemele născute în această perioadă de pandemie în valul 4. Vedem că toate spitalele sunt supraaglomerate, de asemenea și serviciile de ambulanță sunt supra-solicitate, iar în întâlnirea care a avut loc la Palatul Victoria, oficialii au discutat despre ce soluții ar putea fi găsite. Una dintre soluții este referitoare la faptul că un medicament antiviral ar putea fi pus la vânzare în farmacii cu circuit deschis, astfel încât oamenii care sunt testați pozitiv de COVID-19 să aibă acces la tratament. Iar asta și în contextul în care am văzut că sunt foarte mulți pacienți care sunt testați pozitiv de COVID-19, însă nu iau niciun tratament și ajung la spitale foarte târziu, atunci când deja ajung în secțiile de terapie intensivă. Totodată s-a discutat și despre faptul că ar trebui să fie mai multe cadre medicale și despre faptul că medicii de familie ar trebuie să se implice mai mult în rezolvarea acestei situații de pandemie. Medicii de familie ar trebui să prescrie tratamente pentru cei bolnavi și totodată să le recomande și să meargă la spital atunci când se simt foarte rău, pentru a nu ajunge în ultima clipă, atunci când medicii nu mai pot face nimic. Așadar, o întâlnire la Palatul Victoria, la care premierul desemnat Nicolae Ciucă i-au chemat pe specialiștii din sănătate, așa cum spuneam, ministrul sănătății Cheche Otilo, dar și Nelu Tătaru, totodată și Alexandru Rafila, dar și Raed Arafat au participat la această ședință care a durat aproximativ o jumătate de oră. Mulțumesc, Gabriela. Lista miniștrilor din guvernul Ciucă și programul de guvernare vor fi depuse astăzi în Parlament. Un pas care duce mai degrabă spre alegeri anticipate decât spre un nou guvern. Așa cum a recunoscut chiar premierul desemnat Nicolae Ciucă, cel care a afirmat că nu vede nicio șansă să strângă o majoritate pentru susținere în Parlament. Credeți că există o șansă reală ca acest guvern să treacă? Bineînțeles. Când ne uităm la coaliția pe care o avem, Partidul Național Liberal, UDMR și susținerea a minorităților, numărul de voturi este mai mic decât 234. Dar, așa cum am spus, am vorbit cu domnul Hunor de mai multe ori, acest guvern va trece, veți vedea, este un guvern care va avea susținere. Când a venit vorba să spună cu cine va putea să facă o coaliție, Florin Câțu a reușit să stârnească râsete în sală. Din partea cui ar veni aceste susțineri? Pentru că am văzut că socialdemocrații au spus foarte clar că nu vor da un vot pentru un guvern minoritar. Cei din USR nu vor da un vot. Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic. Socialdemocrații au spus și am auzit foarte atent pe Marcel Ciolacu când a spus că el recomandă să se voteze acest guvern, dar nu a luat decizia încă și este decizia colegilor și va avea această decizie în perioada următoare. De lumea în sală. Florin Câțu a fost dezamăgit nu doar de reacția jurnaliștilor. El și-a dat ochii peste cap și când generalul Ciucă a spus sincer că liberalii nu sunt ajutați de calculele de pe hârtie. Așa cum arată situația și cifrele, matematic, guvernul nu are șanse să treacă. Pe parcursul negocierilor s-a putut constata destul de multă inflexibilitate în negociere și am realizat că probabil nu se va ajunge la un
acord politic, astfel încât să putem determina o majoritate care să aprobe guvernul în Parlament. Românii îl taxează cu umor pe premierul demis Florin Câțu după ce s-a lăudat pe internet că România a depășit Ungaria la produsul intern brut pe cap de locuitori. Vom fi chiar și peste Polonia, mai spune Câțu cu mândrie. Și tot el decide că avem cea mai bună redresare economică din Europa. Loviți de realități precum prețul tot mai mare al combustibililor, tarifele exorbitante la energie sau cele în continuă creștere la pâine, ulei sau orice alt aliment sau servicii, românii îl întreabă ironic pe premierul demis pe ce lume trăiește. Prim-ministru demis Florin Câțu a anunțat aseară că România a depășit în premieră Ungaria la PIB pe cap de locuitor. Vestea bună este că va depăși și Polonia, așa cum anunță Banca Mondială, mai spune Florin. Avem cea mai bună redresare economică din Europa, iar asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun, a conchis premierul demis. Postarea a atras peste 3000 de comentarii, multe dintre ele încărcate de o revoltă ascunsă sub ironii și umor. Sincer, eu cred că nu ai toate țiglele pe casă, a scris un cetățean. Săptămâna viitoare depășim Germania, a transmis un alt internaut. Iar un altul i-a scris, după serviciu și mie îmi place să beau o bere, dar nu fac așa urât. La fel de mulți au fost și românii care i-au amintit lui Florin Câțu de realitățile economice pe care ei le îndură zilnic. Voi povestiți statistici și cifre abstracte. Noi vedem concret paritatea euro-leu, prețul combustibililor, gaz, electricitate, pâine, ulei, etc. Anul 2019 versus momentul de față. Ați împovărat populația pe tăcute, puterea de cumpărare s-a prăbușit. Asta pe lângă bâlba generalizată cu numele de campanie de vaccinare. Feedback-ul va fi la alegeri. Sper să nu vă mirați. Culegeți roadele. Desigur, puteți fi și infatuați și să ignorați comentariile postării voastre. A fost unul dintre sutele de mesaje dureroase transmise lui Florin Câțu. Câtă acoperire au laudele lui Florin Câțu privind creșterea economică în condițiile în care coșul de cumpărături este tot mai scump, în condițiile în care stăm sub spectrul facturilor enorme la gaze, lumină și căldură, în condițiile în care majorarea salariilor și a pensiilor a rămas la stadiul de promisiune. Despre toate acestea discutăm cu analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Ce se ascunde în spatele acestui entuziasm al premierului interimar Florin Câțu? Pornește de la o declarație foarte optimistă făcută de un român, expert al Băncii Mondiale, care s-a aflat într-o vizită la Cluj, la Sibiu, acolo unde, într-adevăr, a venit cu o astfel de teorie, fără să prezinte însă date concrete. Și apoi, pornind de la această declarație, m-am dus pe site-ul Băncii Mondiale, unde încă nu suntem atât de sus pe cum ne prezintă expertul Băncii Mondiale și premierul Câțu, care a predat această informație. Din potrivă, noi suntem undeva la $12.896 pe cap de locuitor, iar Ungaria are $15.899. Nici nu ne putem compara cu Polonia la acest capitol. Sunt datele cele mai noi date prezentate de Banca Mondială. Deci, din punct de vedere al informațiilor certe, datele prezentate de premierul Câțu nu se confirmă. Nu este pentru prima dată când premierul Câțu ne prezintă o realitate, ne zugrăvește practic o realitate paralelă, pornind de la niște cifre care nu prea au acoperit în realitate. Da. De ce această preocupare a premierului Florin Câțu într-un moment extrem de dificil pentru România din punct de vedere medical, fiscal, energetic, să speculeze orice declarație la adresa economiei românești și să o prezinte în proporții mai mari decât realitatea? Probabil premierul Câțu a uitat că a trecut campania electorală, a uitat de faptul că nu mai este premier cu puteri de plină la patul victoriei și caută prin tot felul de informații să justifice politicile economice practicate în ultimul an, care, din punctul meu de vedere și al multor analiști, au fost dezastruate, dovadă că economia a ajuns într-un punct extrem de dificil, în care acest iureș al scumpirilor afectează lanțurile comerciale pe scară largă, importăm din ce în ce mai mult, suntem din ce în ce mai vulnerabili la cursul euro, la schimbările semnificative prin care trece economia și, să nu uităm, nu s-a pus în practică nici măcar una dintre reformele prevăzute în programul de guvernare. Astfel încât premierul Câțu încearcă în această perioadă, în perspectiva probabil a desemnării cabinetului Ciucă în săptămâna viitoare în Parlament, probabil caută niște argumente. Din păcate nu și le găsește pe cele mai bune și din păcate dă dovadă de o lipsă totală de empatie și de înțelegere a realității lumii în care trăim.
Și în clipele cele mai grele, românii nu-și pierd simțul umorului. Săptămâna viitoare depășim Germania, a transmis un internaut apropo de declarațiile făcute de Florin Câțu. Din punctul dumneavoastră de vedere, care ar trebui să fie măsurile urgente care se impun în economie în acest context? Păi, în primul rând, se rezolvă problema asta cu facturile, pentru că la modul în care a fost rezolvat așa pe repede înainte în Parlament, nu face altceva decât să crească inflația din România, să crească povara financiară aflată pe umerii românilor și nu rezolvă problemele elementare care pleacă de la producția de energie și gaze. Noi acolo suntem producători, 80% din gazele și curentul electric le producem noi în România cu producători de stat. Da, înțeleg interesul statului de a avea prețuri mai mari pentru că adună mai mulți bani din taxe și impozite și acoperă bugetul. Dar pe de altă parte trebuie să te gândești la oamenii care îți asigură acești bani, să încerci să le oferă o minimă protecție socială într-o perioadă extrem de dificilă. Să nu uităm apropo de datele de la Banca Mondială care arată că nu suntem încă la nivelul Ungariei, iar mă uitam și pe datele de la Fondul Monetar Internațional, noi suntem undeva sub Trinidad, Tobago și peste Antigua și Barbuda. Ungaria e peste cu 9 locuri mai sunt decât noi în privința nivelului de trai, a puterii de cumpărare. Deci nu suntem nici pe departe într-o realitate atât de pozitivă. Nu așteptăm să vedem binefacerile creșterii economice așa cum ne promitea guvernul acum 2-3 săptămâni. Din potrivă, ne pregătim pentru o criză economică extrem de dificilă, cu un blocaj financiar acut și cu o scădere abruptă a puterii de cumpărare pentru majoritatea populației. Adrian Negrescu, analist economic. Mulțumim foarte mult. Mergem mai departe. Nereguli mari la spitalul din Târgu Cărbunești, unde 5 oameni au murit săptămâna trecută după ce unitatea a rămas fără oxigen. Stația era nesupravegheată, iar ora aprovizionării cu oxigen în ziua tragediei ar fi fost schimbată. Experții prefecturii și cei ai DSP Gorj au mai descoperit că spitalul nu avea nici medicamente pentru COVID sau alte materiale sanitare. Corpul de control al prefecturii Gorj și inspectorii Direcției de Sănătate Publică au făcut verificări la spitalul din Târgu Cărbunești după ce pe data de 22 octombrie 5 pacienți au pierit după ce unitatea medicală a rămas fără instalația de oxigen. Ceea ce au descoperit experții este strigător la cer. Nimeni nu ar fi supravegheat stația de oxigen, deși potrivit legii acest lucru este obligatoriu. Specialiștii corpului de control suspectează și faptul că ora de realimentare a instalației ar fi fost modificată cu 2 ore mai târziu decât ceea ce ar fi fost declarat. Iar acestea nu au fost singurele probleme de la acest spital. În urma controlului efectuat la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, la ordinul instituției prefectului, Direcția de Sănătate Publică Gorj a aplicat o sancțiune de 10.000 de lei pe persoană fizică pentru lipsa medicamentelor și a materialelor sanitare. Directorul medical al spitalului este persoana amendată de inspectorii DSP pentru că nu ar fi făcut aprovizionarea la timp. Concluziile inspecției vor fi trimise Ministerului Sănătății și Poliției, care a deschis deja un dosar penal pentru ucidere din culpă. Acum o săptămână, la Târgu Cărbunești, a fost activat planul roșu de intervenție în urma unor probleme apărute la instalația de oxigen. În unitatea medicală din Gorj erau internați aproximativ 150 de bolnavi COVID, dintre care 15 pe secția de terapie intensivă. Toți pacienții au fost evacuați de urgență și transportați către alte spitale, în timp ce unii au fost ventilați manual în ambulanțe. 5 oameni și-au pierdut însă viața. Idioții Europei, așa a titrat o publicație din Germania, un articol care îi critică dur pe români, bulgari și ucraineni pentru faptul că refuză vaccinarea în masă. Jurnaliștii de la Hamburger Morgen Post indică faptul că vina din spatele dezastrului epidemiologic din țara noastră se împarte între populație, guvern și biserică. Și la fel ca alte publicații internaționale, și acest ziar a remarcat situația dramatică din spitalele românești, mai ales în rândul nevaccinaților. Într-un articol intitulat Idioții Europei, de ce situația din Est escaladează, jurnaliștii germani descriu situația dramatică din Ucraina, Bulgaria și România. Referindu-se la țara noastră, articolul prezintă bătaia pe oxigen și pe paturi din spitalele românești și rata de infectare și a deceselor din rândul nevaccinaților. Nicăieri în Europa nu au murit atât de mulți oameni de COVID-19 în decurs de 24 de ore ca în Ucraina. 765 de noi decese au fost raportate miercuri. Situația din România este de asemenea gravă. Incidența pe 7 zile e de peste 531, iar aproape toate spitalele sunt supraaglomerate, scrie Hamburger Morgenpost.
Publicația indică și faptul că inclusiv autoritățile au partea lor de vină. Jurnaliștii germani îl citează pe președintele Klaus Iohannis, care în luna iunie declara public că pandemia a fost oprită, deși țara noastră avea o rată de vaccinare cu mult sub minimul necesar obținerii imunității de grup. Dar nici politica nu este cu totul nevinovată. Practic am oprit pandemia, a declarat președintele Klaus Iohannis în iunie, când incidențele erau scăzute. La începutul lunii mai, 34% din cei chestionați doreau să se vaccineze, în septembrie era doar 16%, mai scrie în articolul german. Publicația germană pune însă o parte a responsabilității dezastrului de la noi din țară și pe Biserica Ortodoxă. Articolul îl citează pe arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, care recent a susținut că nimeni nu este responsabil pentru vaccin. Îl citează de asemenea și pe Teodosie Paraschiv, preot călugăr al mănăstirii Durău, care recent susținea că cei care vaccinează își semnează condamnarea la moarte. Pe de altă parte, îl dă ca exemplu pozitiv și totodată rar pe pastorul român Valeriu Roșcan, care a încurajat vaccinarea întrucât Dumnezeu se descoperă și prin știință. Cu o rată de vaccinare de aproape 37%, România are a doua cea mai scăzută rată a vaccinării din Uniune și una din cele mai mici din Europa. Singurele țări cu mai puțin oameni vaccinați sunt Bulgaria, Rusia, Ucraina, Albania, Belarus și Republica Moldova. Cea mai mare parte a acestor țări au și rate foarte mari de infectări și decese. 4 hipermarketuri Cora din capitală au fost verificate de comisarii ANPC, iar 2 dintre ele au fost propuse pentru închidere timp de 6 luni din cauza neregulilor. Retailerul Cora România a fost amendat după ce în unitățile respective au fost găsite produse expirate, insecte în vitrină și frigidere ruginite. ANPC a propus închiderea pentru jumătate de an a 2 hipermarketuri Cora din București, respectiv Cora Pantelimon și Cora Alexandria, după ce inspectorii au găsit acolo o serie de nereguli precum lăzi frigorifice uzate și nedezinfectate. În unele vitrine erau insecte moarte și nu este totul. Au fost găsite la comercializare produse depozitate incorrect și în spații neigienitate, aici vorbim inclusiv de vitrine frigorifice, și au fost găsite la comercializare produse în afara datei durabilității minimale sau produse care nu prezentau etichetări în conformitate cu prevederile legale. Cele 2 unități Cora au fost amendate cu 120.000 de lei. În urma controalelor au fost constatate o serie de situații pe care le rezolvăm în cel mai scurt timp. Cea mai mare parte dintre acestea au fost deja remediate până la această oră. Îi asigurăm pe clienți că am implementat toate măsurile de siguranță sanitară și alimentară în magazine care sunt certificate Safeguard, au anunțat oficialii Cora România într-un comunicat. Pe lângă amenzile date, inspectorii ANPC au luat și alte măsuri, precum oprirea definitivă de la comercializarea tuturor produselor alimentare neconforme sau oprirea temporară a unor vitrine din cele 2 hipermarketuri din capitală. Vin vești nesperat de bune de la meteorologi. Vremea se anunță caldă la început de noiembrie. Vor fi și 20 de grade în prima săptămână a lunii, pe care noi o știm în popor drept luna lui Brumar. Vorbim mai ales în a doua parte a săptămânii viitoare, mai ales începând de joi, 4 noiembrie, de valori de temperaturi peste ceea ce ar fi normal pentru această perioadă, pentru că maximele se vor putea încadra în general, așa cum arată datele la acest moment, între 14 până la 20, posibil 22 de grade Celsius în partea de vest, sud, sud-est. Ultimele zile din octombrie vor fi capricioase. Va fi cu cer acoperit și temperaturi scăzute, ba cu soare și vreme tocmai bună de plimbare. Astăzi contăm pe valori la scara întregii țări între 11 până la 18 grade, iar mâine o vreme în general frumoasă, în special în partea de vest, centru și nord, acolo unde temperaturile vor înregistra chiar 16-17 grade. Un român a fost implicat în incidentul de la Roma, în care o mașină din coloana oficială a președintelui Statelor Unite a fost acroșată de un automobil. Despre ce? Din nou la știri, un nou centru de vaccinare s-a deschis în parcarea centrului comercial Dragonul Roșu începând de astăzi. Persoanele care doresc să se vaccineze o pot face fără programare, doar cu prezentarea actului de identitate valabil, iar programul centrului este între orele 8 și 14. A doua campanie de vaccinare, inițiată la Dragonul Roșu după cea din perioada mai și iunie, ce a fost derulată în parteneriat cu Spitalul Militar Dr. Carol Davila. Atunci mii de oameni au venit să se imunizeze, iar acum organizatorii speră să aibă același succes. Îngrijorați de acest fenomen al pandemiei, administrația complexului comercial Dragonul Roșu a luat hotărârea să venim în sprijinul autorităților. Cum puteam altfel decât amenajând acest centru de vaccinare? Toată lumea știe că aici este o fluctuație foarte mare și permanentă de persoane.
În acest context sperăm să reușim să-i mobilizăm pe toți cei care sunt interesați să-și facă vaccinul, pentru că se pare, iată, ne convingem pe zi ce trece, că altă soluție mai la îndemână decât vaccinarea nu există. La centrul de vaccinare de la Dragonul Roșu vor fi două fluxuri de imunizare, unul pentru administrarea serului Pfizer și unul pentru serul de la Johnson & Johnson. În ultima săptămână putem să vă confirmăm că rata de vaccinare a crescut exponențial. Motivele, din punctul nostru de vedere, până la urmă, sunt mai puțin importante. Important este beneficiul obținut prin vaccinare. Cu ocazia acestei acțiuni se va organiza o tombolă la care vor avea dreptul să participe doar persoanele care se vaccinează pe parcursul acestei acțiuni, prin simpla completare a unui tichet. Extragerea câștigătorilor va avea loc pe 25 noiembrie, iar participanții vor avea șansa să câștige unul dintre cele 50 de premii care constau în telefoane, tablete, produse electrocasnice sau premiul cel mare, un automobil Dacia Duster. Sperăm ca în viitor și prin sprijinul pe care îl acordăm și noi, să reușim ca în această zonă să convingem foarte, foarte mulți oameni să se prezinte la vaccinare, iar finalul să fie unul fericit și să auzim într-o lună de zile sau cât durează ca să aibă un efect, să auzim că numărul celor care se infectează este din ce în ce mai mic, să auzim că nu mai sunt decese de ordinul sutelor și să putem să spunem că într-adevăr, printr-o colaborare și o înțelegere a fenomenului, am reușit să reducem fenomenul și să ajungem la o viață normală, așa cum pe buzele tuturor stă de fiecare dată, vrem o viață normală. Incident ciudat la Roma, unde o mașină din coloana oficială a președintelui Statelor Unite a fost acroșată de un automobil, iar în spatele accidentului s-ar afla un șofer român. La momentul producerii incidentului, Joe Biden mergea la o întrevedere cu președintele Italiei. Președintele Statelor Unite tocmai plecase de la întâlnirea cu Papa Francisc și se îndrepta către Palatul Quirinal pentru o întrevedere cu omologul său italian, Sergio Mattarella. Pe drum însă, un vehicul condus de un șofer român în vârstă de 40 de ani s-a izbit de una dintre mașinile personalului diplomatic american din coloana oficială. Mașina oficială era însă blindată, astfel că în urma impactului românul s-a ales cu răni ușoare la mână. Chiar și așa, ca măsură de prevenție, toți cei implicați au fost examinați de o echipă medicală, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil ca un civil să ajungă lângă coloana oficială a lui Biden. Mașina în care se afla președintele Joe Biden, botezată The Beast, nu a fost implicată în incident. Întâlnirea lui Joe Biden cu Sergio Mattarella a avut loc înainte de debutul summitului G20, ce se desfășoară la Roma în acest weekend. Mare ghinion pentru un bărbat care a mers la furat. În încercarea lui de a schimba direcția uneia dintre camerele de supraveghere dintr-un magazin, acesta a rămas blocat între gratile de la intrare. Chinuit de durere, hoțul a început să strige după ajutor. Pe unde intrăm? Pe acolo, pe colțul ăla? Pe unde intrăm? În colțul ăla, pe acolo? Da? Da, și l-audiu. Audiu, cu și l-audiu. Bă, dar nu avem un telefon de la ăștia, să nu este deschide la tot. Un hoț din Buzău s-a dat singur de gol. Bărbatul a intrat prin nefracție într-una dintre piețe, iar în încercarea lui de a schimba direcția camerei de supraveghere, mâna i-a rămas blocată între niște gratii. Hoțul s-a chinuit minute bune să scape din capcană, însă fără niciun rezultat. Fără alte soluții, acesta a început să strige după ajutor. La acel moment, în zonă, se afla un trecător care nu a stat pe gânduri și a sesizat poliția. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului. Ulterior, aceștia au solicitat intervenția pompierilor, care au fost nevoiți să taie câteva gratii pentru a elibera mâna hoțului din strânsoare. După ce a fost eliberat dintre gratii, hoțul a fost condus la secția de poliție. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, s-a ales cu un dosar penal pentru tentativă de furt. De asemenea, el va fi nevoit să plătească poarta stricată. Vaccinul anti-COVID-19 pentru copii între 5 și 12 ani a fost autorizat în Statele Unite ale Americii. Ce se întâmplă în Europa, vă spunem în câteva clipe.
Autoritatea de reglementare în domeniul sănătății din Statele Unite a autorizat vaccinul produs de Pfizer și BioNTech împotriva coronavirusului pentru copii între 5 și 11 ani. În Europa nu a fost luată încă o decizie. Vaccinul produs de Pfizer și BioNTech devine, după decizia din SUA, primul vaccin autorizat pentru copii sub 12 ani în această țară. 28 de milioane de copii americani ar putea fi vaccinați. Decizia Autorității de Reglementare în Sănătate vine după ce un grup de consiliere a Autorității de Reglementare în Sănătate a votat cu o majoritate covârșitoare recomandarea autorizării. FDA a autorizat o doză de 10 micrograme de vaccin Pfizer la copii mici, mai mică față de cele 30 de micrograme din vaccinul original pentru cei cu vârsta de 12 ani și peste. Pfizer și BioNTech au declarat că vaccinul lor a arătat o eficacitate de 90,7% împotriva coronavirusului într-un studiu clinic pe copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani. Companiile așteaptă date dintr-un studiu clinic pe copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani până la sfârșitul anului. Și Agenția Europeană a Medicamentelor analizează datele referitoare la vaccin produs de Pfizer-BioNTech. Avizul EMA va fi transmis Comisiei Europene, care va emite o decizie finală cu privire la imunizarea copiilor cu vârste între 5 și 11 ani. Situație rar întâlnită în Uniunea Europeană după ce Parlamentul European a dat în judecată Comisia pentru lipsă de acțiune. Parlamentul este nemulțumit că, în ciuda solicitărilor sale, Comisia condusă de Ursula von der Leyen nu a luat până acum măsuri clare împotriva țărilor care au încălcat statul de drept. Parlamentul European a dat în judecată Comisia Europeană pentru neaplicarea mecanismului statului de drept asupra căruia statele membre UE au căzut de acord la începutul acestui an. Mecanismul permite Comisiei Europene să sisteze fondurile europene pentru statele membre care încalcă principiile statului de drept. Parlamentul European consideră însă că acest mecanism nu a fost aplicat de Comisia von der Leyen. Anunțul inițierii procesului a fost făcut chiar de către președintele Parlamentului European, David Sassoli. Serviciul juridic al Parlamentului European tocmai a inițiat un proces împotriva Comisiei Europene pentru neaplicarea mecanismului statului de drept la Curtea de Justiție. Acum ne așteptăm la acțiune din partea Comisiei într-o manieră consecventă și la înălțimea a ceea ce președintele von der Leyen a declarat în timpul ultimei noastre discuții plenare pe acest subiect. Cuvintele trebuie transformate în fapte, a afirmat președintele Parlamentului European, David Sassoli. Procesul inițiat de Parlamentul European vine la capătul mai multor avertismente pe care acesta le-a transmis Comisiei Europene pentru lipsa de inacțiune. Mecanismul statului de drept a fost adoptat de Uniunea Europeană, ce în ultimii 6 ani în țări precum Polonia, Ungaria și România au avut loc numeroase încălcări ale statului de drept și atacuri la libertatea presei. Problemele au fost cu atât mai grave în Ungaria și Polonia. În aceasta din urmă, ajungându-se până la situația în care Curtea Constituțională să decidă că legislația europeană nu are întâietate în fața celei naționale, încălcându-se astfel un principiu de bază al funcționării legislației Uniunii. Însă și în Ungaria, premierul Viktor Orban a fost aspru criticat de Bruxelles pentru atacurile repetate la adresa justiției și a libertății presei. Până recent și România s-a numărat printre țările cu probleme grave pe justiție, însă situația politică a țării noastre s-a îmbunătățit de atunci. Asta deși aproape niciuna dintre reformele efectuate în timpul guvernării PSD-ALDE nu a fost rectificată în timpul actualei guvernări. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. De la Fixtop B1 cu Irina Petraru. La revedere!